Și iată cum vedeți la moment, am o hârtie și o fune foarte lungă, într-adevăr lungă, care nu-mi va trebui toată. Vreau să fac în acest video nodul maimuții. Bine, punem această fune jos. Nodul maimuții să-l facem. Sper că să mă gândesc câtă fune lung va trebui să țin așa funea. Uitați-vă atent. Nodul maimuții, să-l măstăruiesc să-l fac data asta din 3 laturi. Bine, el poți să-l faci și din 4, din 5 și din 6. Laturi, adică am în vedere un cerc. Două. Aici se prânește 3 aproape. Îi mai dăm 1, 3 și 3. Și îl dau după deget. Fiți atenți și vizionați cu atenție. Puteți să-l faceți voi. Acum, strâng această funie, așa, cu un deget, între care îi dau în altă direcție. Vedeți cum funia? Îi dau în altă direcție. 1. Iată ce s-a primit. Un cerc. Îi mai dau 1, 3, da? 3 la 3, iarăși din nou 3. Bine, nu mai continuăm mai departe, că se primește 4 aici. Acum, să nu fie gaura goală, special am acest carton, care o hârtie care am strâns-o tare să fie ca și o piatră. Poți să pui și o minge, și o minge de biliard, diferite, ceva tare. E foarte important ceva tare ca să primească nodul ăsta maimuții foarte bine. Acum, luăm acest capăt și îl introducem în mijloc. În mijloc, da? Așa. Acum, din mijlocul ăsta, trebuie să fim atenți în ce direcție să-l facem și îl introducem în alt mijloc ca să iasă iarăși din nou câte 3 laturi. Iată ce s-a primit până la moment. Și mai dăm o dată. Doar priviți cu atenție. Dacă ceva, eu pot să vă fac cu alte culori. Care să... Și iarăși din nou prin mijlocul ăsta. Trebuie să ne stăruim să încapă numai decât. Și să nu fie latură peste latură. Îi mai dăm o dată, că trebuie să fie de fiecare parte câte 3 laturi. Da? Vezi aici 2, 2. Aici deja începe a 3-a. Și deja, iară din nou, 3. Am luat funie puțin mai mare, dar nu-i nimic, că pe urmă înapoi ne stăruim să o strângem. Îi bag capul înăuntru, ca să fie o minge frumoasă pentru maimuță. Acesta este un nod al maimuții, așa se numește. Doar privind,
Începem să strângem înapoi, dar cu atenție, ca să nu fie fiindcă am luat puțin mai lung funia, ca să îmi ajungă, dar și voi să înțelegeți că e foarte important să privești și când dau înapoi. Da? Ia să văd în comentariu, îți place acest mod? Eu urmă deja înapoi, iarăși din nou așa, da? Dacă să fie o minge mai puternică în mijloc, poți să tragi cât mai tare. Dar eu am pus o hârtie, special să-mi ție volumul, acest monkey knot. În engleză se numește monkey knot. Dar, prin traducere, îl numesc nodul maimuții. Mingea maimuții, de fapt. Iată. Și deja până ajungem la capul ăsta. Să iasă un nod frumos. Să nu mai tăiem funia, că funia tot e bună cu această funie. Așa mai departe, încetul cu încetul, acum și ajungem la capăt, desigur. Ce mi-a mai rămas puțin? Vă place nodul? Mingicuța, nodul maimuții, da? Îl ține și, de ce, pe multe filme, chiar sunt așa noduri făcute, pentru că special maimuța sare și ține, știi? Bam, bam. Acest nod, noi îl folosim la mai mult de mai des vapoarele mai mari, care au o funie, când se leagă vaporul în port, au funii foarte groase, când la aceea funie groasă, iei 10 metri de o funie mai subțire și mai ușoară, o legi cu de un capăt de funia cea groasă, capătul legi de funia cea groasă și ăsta, fiind puțin mai grea, îl arunci pe malul mării, pe malul cu care te duci cu vaporul. Altă persoană apucă ăsta, îl prinde, că e mai ușor de aruncat. Și, iată, ne vine mai ușor în mai multe situații de acest nod. Îl arăt cu atenție, vedeți, trei laturi într-o parte, trei în alta, iarăși trei în altă parte, trei. Și, iată, uite, capul ăla l-am vrut înăuntru. Bine, pot să-l mai strâng, să fie mai strâns, dar depinde unde îl folosim. Ți-a plăcut acest video? Apasă un like. Nu uita să te abonezi la canalul meu și scrie un comentariu despre ce ai dori să mai vezi în următoarele videouri mele, ca să am o idee cu ce să te uimesc pentru viitor.